Gata cu metre, stop! Metre, ce faci cu metre? Bună seara cu metre, bună seara frățiorii mei, zâna. Seara, bună seara. Șarpe miu, vă pup pe toți, să fie un ceas bun. Șarpe miu. Dragii mei, de la Mamba. Am revenit, revenit și am revenit puțin supărat, din cauza că am fost acuzat că sunt bombardier fără fapte. Na. Facem. Facem, da, asta zic, dar nu eu, nu că am făcut fapte. Am făcut fapte cu metru. Care? Adică ai făcut sau am trecut cel puțin o dată pe roșu. Wow, nu stați fără nicio liniște, bă, băi. Periculos pentru tutul lor. Ideea este în felul următor, că ce o să vă povestesc în seara asta, nu auziți în fiecare zi. Așa. Dau din casă, așa că țineți-vă bine. Eu... Mi-e și rușine să o spun, nici nu prescrise, știu cum să fie numai prescrise. Îți prescrise. Eu la 19 ani am terminat liceul. Încă o dată. Și eu. Și da, a fost un tsunami în 2005-2006 când au... Da, a fost. Adevărat, este. Băi, eram singurul din neam care termina liceul. Familia mea m-au pus pe un piedestal. Voiau să mă pună la masă cu Bill Gates, că aveam ceva de zis. Eram creier. Da. Ce nu știau ai mei e că eu sunt bombardier de mic, după la 12-13 ani, așa, eu am descoperit tainele barbutului. Da, și m-au întrebat, și acum ce vrei să faci? N-am avut timp să răspund, că tot ei mi-au spus, te faci gabor. Băi, ești nebun? Eu și prezint siguranță și încredere, este? Bă, dar n-am vrut să-i mai dezamăgesc încă o dată, așa că am acceptat și m-am înscris la Academia de Poliție, bă, băiatule. Nu mă dezamăgi. Nu, pe bune, am fost înscris la Academia de Poliție. Problema a fost că exact o zi înainte de examinare am avut un vis. Iar în visul meu s-a pogorât îngerul meu păzitor. Cum mi-am dat seama că îngerul meu păzitor avea o pereche de skinny jeans, un tricou de la Palm Angels, frumos elegant, ras pe laterale și cu o pereche de ochelari și mi-a spus exact așa pe voce cu tremurătoare. Faci cea mai mare greșeală din viața ta, frățiorul meu. Păi la ce talent ai tu? În 6 luni faci bani, dar nu fac gaburi într-o viață. Și a dispărut. M-am trezit lac de apă în pat, bă, băieți, bă. Ce-am făcut? M-am ridicat, m-am dușuit, m-am îmbrăcat și am plecat către examinare. Pe drum gândul ăsta nu-mi dădea pace. Așa că ce-am făcut? Ce face orice om normal? Stânga și la păcănele. Și instrucțiuni neclare. 6 luni. Putea să fie azi, mâine, poi mâine. Bă, n-ai intrat special în ziua aia. Aia i-am pierdut și banii de facturi. M-am dus acasă să uitau ai mei la mine. Distrusule, brânză bună în burduf de fraier. Ce faci acum? Ce să fac? Plec în lumea largă. Adică în Italia, că asta era lumea largă pe vremea mea. Capăt de linie Torino. Mozzarella, prosciutto, gorgonzola. Nu știam ce înseamnă, dar suna bine. Mie când îmi spuneai de paste, mă gândeam la tăiței cu lapte. Altceva. Bă, nu știu cum e la voi, dar la mine eu am 110% din neamuri în Italia. Eu mi-am cunoscut verișori acolo, bă, băieți. Pă bune, vă spun. Și în fiecare grup de prieteni, că aveți grupuri de prieteni, știți că aveți prietenul ăla, bă, e prost, dar îl iubim, că e a nostru, îl știți? Dacă nu știți, voi sunteți aia pentru grup. Noi n-avem prieteni. Adevărat, mai bine așa. Eu nu aveam un prieten. Aveam un verișor, mâncava și gura voastră, sânge din sângele meu. Era plin pe combinație, el avea impresia că suntem Batman cu Robin. Robin căuta șmecherii. Robin căuta șmecherii și... Săgeata. Eu luam bătaia, că vă dați seama că nu eram Batman. Da? Nu, glumesc, nu. Vărmiu căuta combinațiile și eu luam țeapa. Și aici nu glumesc, văruțule. Păi la ce îmi spunea Vărmiu, am zis, gata, în 2-3 săptămâni fac câteva milioane de euro. Deja căutam pe internet să-mi cumpăr o insulă, că așa am văzut eu că se face. Am zis, gata, îmi pun aici numai sirene și cadâne să-mi danseze pe Dani Moca. Nu Dani Moca, nu, că nu era pe vremea aia, era Guță. Slipknot. Da. Era Guță cu piesa aia, cu cea frumoasă e prințesa, că seamănă cu... În fine, nu mi-ar fi ieșit planul ăsta, că eu sunt și prost și gelos. Adică, eu te iubesc, dar-s prost. Și dacă-ți bagi joc de mine, două găliți de apă dau pe tine. Și-o băgam pe aia cu... Am găsit în geanta...
Nu-mi ieșea visul, bă. Nu-mi ieșea visul. Așa că eu vă spun sincer, după o lună de combinații, ne-a bătut foamea cu 3-0. Pe zi. Așa că singura noastră speranță era tovarășul nostru Țiții. De ce îi spuneam Țiții? Era țățâit, mânca vașcura. Ați mai auzit oameni țățâiți? Vorbea cu ță. Era unul la un metru jumate așa, ochiul stâng îndrăgostit de dreptul, dar dreptul indiferent. Și a venit și ne-a spus, ți moară familia mea, bă, băi, am o combinație, ți bubuială. Zi, mă, ce combinație ai? Ți-am găsit un... Bă, pe vremea mea, era cu recomandare, acum îi găsești pe toate străzile. Și zice, ți ți-am găsit un... Aoleu, am zis că e mai bine. Adică... El era în Italia, dar avea volanul pe Anglia, știi cum zic, cu metre. Ți-are fețiș de ăsta cu picioare. Ți-are, mă, fețiș de ăsta. Țipați, ți miroase, ți pupe picioare. Bă, ești nebun? Da. El când te cheamă, ți pupe picioarele, ți-ți dă 30 de euro. Dar du-te, bă, Doamne, iartă-mă cu combinațiile tale. Vărme deja calculat, 10 euro eu, 10 euro văruț. Și zice, nu mă... Ți stai, mă, că ți nu e așa. Ți el când deschide la parațul ăla acolo să-ți dea aia 30 de euro, are vreo 25.000 de euro. Băi, ești prost? Noi nu știam cum arată 25.000 de euro pe vremea aia. Bine, nici acum, că am câștigat doar 20 la umor. Mi-au mai luat și taxe și alea. Bă, dar garantat, nu ți intră cash la parasolar acolo. Maxim un buletin îți intră acolo. Dar la cum o zicea Țiții și le avea și cu calculele 1200, 1300, eram rupți de foame, sunteți de bun, ce avea. Dacă ne aruncai 5 euro pe jos, eu îi spargeam ochiul lui Vărmeu. Nu stăteam la vrăjeală. Și am zis, bine bă, Țiții, hai că o facem, fii atent, că e recomandarea ta, îți dau electroșocul ăsta, era în formă de Nokia N95, poveste reală, 100%. Un chinezesc, da, l-ai zic, îți dau electroșocul, îl aduce aici pe strada asta, îi dai cu electroșocul, adorme fraierul, luăm banii și plecăm în viață. Zi și făcut, a plecat Țiția meu, s-a dus, eu cu Vărmeu ne-am dus pe stradă, ne-am băgat în boscheț și așteptam. Creștea adrenalina. Mamă, și la un moment dat văd faruri. Când mă uit mai bine, văd victima. Păi eu acum, sincer, așteptam un băiat... Căruia îi plac băieții, nu vom nicio secundă. Era unul la o constituție de 140 de kg așa. Ceafa în 3 straturi, tăiat pe față și cu o privire de minim 10 ani de părnaie. Victima. Văr mi-a început să tremure. Văruțu, eu nu-i dau cu pumnul ăsta, că dacă îi dau rău, face dragoste cu toți. Mie nu mi-era frică, dar aveam un hemoroid care mă deranja de ceva vreme și am zis, las-o așa. Bă, și nu știu cum a făcut bărbosul, Doamne, din ne-a văzut. Ce fac, bă, proștii aia acolo? Și a transmis semnal către victimă, victima ne-a văzut și oricât de mare ai fi cu metri, nu intri necunoscut. Așa că ce-a făcut, a dat mașalier și a luat-o la fugă. Prima oară în viața mea când bucuria a bătut foamea. Mamă, eram, Doamne, bă, da, proste, cine știe ce s-ar fi întâmplat? N-a durat mult sentimentul ăsta, că ne-am adus aminte că ăla când a fugit, a fugit cu tot cu Țiții. Și eram, aoleu, l-am sunat, nu răspundea. Ce-am făcut cu Vărmeu, ca doi tovarăși sânge la sânge? Ne-am dus să dăm la b***, mai avem 10 euro. După care ne-am dus la primul bar și am dat pe știri, că trebuia să aflăm până la urmă. Bă, după 3 ore pe ceas sună Țiții. Ții, gata, bă, băieți, puteți să veniți, să mă luați. Pleca săgeată după el. L-am luat în mașină, bă, Țiții, ți-a făcut ceva, te-a bătut. Ții, nu, bă, băieți, am venit acolo, ți-a văzut fraierul că ți-mi miscă boscheții, ți-a m-a întrebat, ți-ai făcut tu ceva? Ții, nu, doi la c***, nu știu. Ți-a dat mațalier, ți-a fugit, ți-m-a dus pe o stradă, ți-m-am oprit, ți-m-am descălțat, ți-mi-a pupat puțin picioarele, mi-a dat 500 de euro, ți-m-a adus aici. Bă, Țiții, 3 ore, ți da. 500 de euro? Ți da, ți a fost mai darnic, ți luați voi câte 50 de euro, ți nu mai spuneți la nimeni niciodată în viața, mă jur, ești prost, am luat banii că eram rupt de foame. Și a plecat Țiția meu, s-a dus în viață. Bă, voi vă dați seama că eu trebuie să trăiesc cu secretul ăsta până în mormânt? E greu cu metri. Dar Țiții mai trăiește? E viu. Vă mulțumesc frumos, aveți o seară minunată! Cu ce se ocupă Țiții? Și v-am pupat! Îți dau numărul lui Țiții, după aia! Remus a învățat joaca, a lăsat-o mai...